Yep.
cazuri confirmate în România. Numărul total de asemenea cazuri a depășit 1200 potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. 30 de persoane au decedat. Tot guvernul este în stradă pentru susținerea campaniei de vaccinare, a anunțat premierul Cuțu. Ministrii, secretarii de stat, tot cabinetul, este în stradă în 22 mai pentru susținerea campaniei de vaccinare. Însă avem campanii care au prezent în toată țara și știu că și pe 22 mai se joacă și finala cu Cupei României. Este un eveniment în care avem respectate, tot să ajung și eu la finala cu Cupei României. Premierul a subliniat că situația în ce privește pandemia COVID e optimistă, cu toate județele țării în zona verde. 19 cazuri de coronavirus au fost confirmate ieri în Buzău din prelucrarea a 256 de teste. S-a anunțat încă un deces. Bilanțul celor răpuși de acest virus sunt la 395. La începutul pandemiei s-au înregistrat peste 12.400 de îmbolnăviți. S-au vindecat peste 11.700 de persoane. În carantină sau izolare la domiciliu se află peste 700 de persoane. Din toată țara, joi au fost reportate 953 de infectări din peste 33.000 de teste. Spitalul CFR Buzău a început să primească pacienți care s-au negativat după coronavirus. Miercuri au fost transferați primii 9 pacienți din Spitalul Județean Buzău, care au încă nevoie de asistență medicală. Protocolul între cele două unități era încheiat de 2 săptămâni, însă între timp au mai fost aduse modificări. La Spitalul CFR sunt disponibile 20 de locuri pentru recuperarea pacienților post-COVID. Tot din această săptămână, Spitalul Râmnicu Sărat, care a fost unitate suport COVID, s-a redeschis și pentru ceilalți pacienți. Primăria Costești a fost amendată de Garda de Mediu Buzău pentru depozite necontrolate de deșeuri descoperite în diferite zone. Comisarii au fost sesizați privind existența depozitelor de deșeuri menajere și reciclabile, inclusiv provenite din construcții și demolări în zona Pădurii Spătarului, sau Pietrosul, acesta de liniță, în satul Dumnăiești, iar aspectele reclamate s-au confirmat. 15.000 de lei este valoarea sancțiunii, dar comisarii au impus și măsuri de salubrizare. Totodată, primăria trebuie să-i atenționeze pe locuitori privind interzicerea depozitării deșeurilor în locul de autorizat. Încheiem cu datele meteo oferite de Morecast. Vremea va fi în general frumoasă astăzi la Buzău și în încă zile ușoare față de ieri. Cerul va fi variabil, menit senin pe parcursul zilei și cu umorări spre seară și la noapte. Maxima termică va fi de 22 de grade. Încât cu știrile, rămâneți pe chis. Astăzi tot se mănâncă cu șampanie ca două picături. Odată ce ne-ai scos topul, nu mai poți să le pui la loc, pentru că ne revărsăm în weekend. Bate cupa, e vine. Bună dimineața, oameni buni, bună dimineața,